Angajații forestieri din China au descoperit o uriașă populație sălbatică, o specie rară de plantă endemică, din care se extrage o substanță utilizată în chimioterapie într-o regiune muntoasă. Conform Digi24, Taxus mairei este o specie străveche cu o istorie de 2,5 milioane de ani pe Terra. Această specie beneficiază de cel mai înalt nivel de protecție din partea autorităților din China. Populația sălbatică de Taxus mairei se află într-o stare primară, incluzând peste 3.000 de copaci, iar unii dintre ei au vârste de peste 1.200 de ani. A dezvăluit directorul Centrului Național pentru Plante Sălbatice și Resurse de Germoplasmă din cadrul grădinii botanice din Shanghai. În acea zonă trăiesc cel puțin 7 specii, iar cel mai mare arbore are o circumferință de aproximativ 3 metri. Directorul adjunct al Asociației Forestiere pentru Bunăstarea Ecologică din Ținutul Huichang, care a descoperit populația sălbatică de Taxus mairei, afirmă că exemplarele identificate sunt distribuite în văi muntoase adânci, cu resurse abundente de apă și o vegetație densă. Altitudinea locală, proprietățile solului și umiditatea din aer sunt cele mai potrivite pentru creșterea arborilor din specia Taxus mairei. Autoritățile locale au trimis echipaje de pădurari pentru a patrula în acea zonă de mai multe ori pe zi și au mobilizat publicul general pentru a se alătura eforturilor depuse pentru protejarea acestei specii. Taxus mairei este o specie de conifere din familia Texaceae, nativă în Nepal, centrul și sudul Chinei, Taiwan și Vietnam. Este cultivată extensiv în China pentru conținutul său sporit de paclitaxel. Paclitaxelul este un agent chimioterapeutic derivat de taxan și este utilizat în tratamentul folosit împotriva mai multor tipuri de cancer. Calea de administrare disponibilă este cea intravenoasă. Molecula a fost izolată prima dată în 1971 din tisă și a fost aprobată pentru uz medical în anul 1993. Paclitaxel se află pe lista medicamentelor esențiale ale Organizației Mondiale a Sănătății și este disponibil sub formă de medicament generic, relatează Digi24.